La Washington, Camera Reprezentanților a adoptat o lege istorică. Aceasta ar putea duce la interzicerea TikTok în Statele Unite. Platforma este deținută de o companie chineză, iar oficialii americani invocă motive de securitate națională pentru interzicerea platformei. Companiile din China sunt supuse unei legi privind securitatea națională care le obligă să partajeze datele cu guvernul de la Beijing, la cerere. Iar congresmenii americani, indiferent de culoarea lor politică, sunt îngrijorați de influența Chinei asupra TikTok, deținută de compania ByteDance cu sediul în Beijing. The lawmakers and the head of the FBI, the CIA have raised concerns about TikTok that the data of Americans that is on the app, 170 million Americans that use TikTok, could potentially be forced over to the Chinese government. Directorul executiv al TikTok încearcă să convingă. For the last few years, we have invested to keep your data safe and our platform free from outside manipulation. We have committed that we will continue to do so. We know that people enjoy the platform, we know small businesses use the platform, but having, you know, the Chinese Communist Party have access to data, have the ability to push messages and push propaganda does put our security at risk. Legea care cere interzicerea TikTok mai trebuie să treacă de Senat și în aceste condiții președintele Biden a anunțat deja că o va promulga. Din acel moment, compania mamă ByteDance ar avea la dispoziție 6 luni să vândă platforma, pe care însă o evaluează la un preț uriaș, 268 de miliarde de dolari. Când văd altcineva cu bun lucru, trebuie să încerce să o iau ca pe proprie. Asta este total logică de forță. Mai fost și nu au găsit TikTok amenință America cu siguranța națională. Și nu au oprit TikTok de dăia. Interzicerea TikTok ar avea implicații majore înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite, unde cei doi candidați, unul de 77 de ani, altul de 81, râvnesc la votul tinerilor. După ce inițial a vrut să interzică platforma prin decret în timpul mandatului său, Donald Trump și-a schimbat părerea, mai ales că un important donator pentru campania sa electorală are acțiuni la ByteDance. Right now, TikTok has a incredible cultural significance for Gen Z and younger. This is where entertainment happens. This is where the commentary and analysis of entertainment world happens. This is where education happens. At the end of the day, I think many experts have also pointed out the crux of this problem really goes beyond one app and its very secretive and very effective algorithms. It's really about the control of technologies between two superpowers, not just TikTok and algorithms, but also goes to semiconductors and quantum computing and such.